nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Prieteni, astăzi vom încerca să mai adăugăm o conexiune la căutarea noastră, la drumul nostru, la călătoria noastră de a descoperi și înțelege puțin câte puțin parcursul nostru spre Dumnezeu sau în Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre păcat, dar poate altcumva. Ce este păcatul? Păcatul în limba greacă, păcatul este redat prin cuvântul amartie, care înseamnă de fapt și de drept ratarea unei ținte. Am ratat ținta. Ce înseamnă păcatul pentru mine? Păcatul are o definiție destul de complexă și acum poate că n-ar fi potrivit să complicăm lucrurile din perspectivă teologică. Păcatul, înțeles în mod simplu, înseamnă negarea voii lui Dumnezeu, negarea posibilității că voia lui Dumnezeu pentru mine este bună. Negarea voii lui prin, de fapt și de drept, anularea libertății mele. Pentru că ce face omul săvârșind păcatul? Omul săvârșind păcatul se rănește pe sine. Ca să ne apropiem încă un pic de sensul, înțelegerea păcatului înseamnă trădarea iubirii lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, dau un exemplu, adulter nu înseamnă pur și simplu afecțiune dezordonată. Nu înseamnă doar actul în sine. Săvârșit random, cu oricine. Semnul vizibil al unei afectivități dezordonate, cu o anumită patologie în ea. Nu. Adulter înseamnă călcarea, orice păcat, care înseamnă trădarea iubirii lui Dumnezeu. Păcatul pentru mine înseamnă să trădez, să neg iubirea lui Dumnezeu. Eu săvârșesc un lucru care poate fi plăcut la început, crezând că interdicția lui Dumnezeu exprimată în poruncile lui este greșită pentru mine. Nu. Interdicția lui nu este greșită pentru mine. El nu-mi spune să nu faci aceasta, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu poftești, să nu depui mărturie mincinoasă, să nu faci, să nu... El nu-mi spune interzicându-mi fără să-mi explice de ce. Îmi spune să nu fac aceasta pentru că dacă fac aceasta, îmi fac rău. Păcatul înseamnă o autopedepsire, nu doar încălcarea voii lui Dumnezeu, pe care n-ar trebui să-l vedem așa cu chipul Vechiului Testament, ci cu chipul Noului Testament, în care Hristos, Domnul, Fiul, ne-l descoperă pe Tată ca un Tată iubitor. Interdicția lui nu este o interdicție sângeroasă, ci este o preocupare mai întâi pentru calitatea vieții noastre. Când spune să nu faci un lucru, spune să nu faci un lucru pentru că dacă îl faci, îți faci rău. Păcatul înseamnă o împotrivire voită, aleasă, a mea, în față de ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. De ce? Pentru că eu nu sunt convins. De ce mă împotrivesc? Nu sunt convins că voia lui pentru mine este una bună. Și atunci aleg voia mea. De regulă, voia mea e una greșită. Păcatul înseamnă repetredare, împotrivire la voia lui Dumnezeu și autoflagelare. Mă nedreaptă, mă pedepsesc pe nedrept. Atât pentru astăzi, repet, este doar o pilulă, doar o introducere. Cu privire la păcat, următoarea conversație ar fi ce înseamnă eliberarea de păcat. Pe curând, prieteni!